Vizionați în continuare pe Exclusiv TV ședința integrală a Consiliului Local din Comuna Cleja, județul Bacău. Vizionare plăcută! Bună ziua, domnilor consilieri! Ați fost convocați în ședință ordinară conform dispoziției numărul 17 din 25.01.2024. Din consultare cu indicii de prezență, rezultă că toți consilierii sunt prezenți. Ordinea de zi este următoarea. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din 28.12.2023, aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 28.12.2023, proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a OAT Comuna Cleja, Consiliului Local, precum și ale instituției primarului Comunei Cleja, proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2023 de către primarul și viceprimarul Comunei Cleja în timpul anului 2024, proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor din Registrul Agricol pe anul 2023, proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local, ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim de incluziune, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă neremunerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2024, proiect de hotărâre privind aprobarea majorării cu 5% a veniturilor salariale față de nivelul acordat pentru luna decembrie pentru angajații din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău, precum și asistenților personal ai persoanelor cu handicap grav, proiect de hotărâre privind finanțarea ansamblului folcloric Zdrăbuleanca din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2024, proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare și a regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Comuna Cleja, județul Bacău, proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2024, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor de navet cu naveta pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat public în Comuna Cleja, județul Bacău, faza PTH, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare, modernizare și dotare școală gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, dotarea OAT Comuna Cleja, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH, a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizare drumuri sătești în Comuna Cleja, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Anghel Salini, precum și asume reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții și diverse. Înainte de a aproba ordinea de zi, vă aduc la cunoștință tot proiectul de hotărâre privind aprobarea majorării salariului cu 5% și cu decontarea navetei. Nu am avize de specialitate, ca urmare retragem de la ordinea de zi aceste două proiecte. Cine este de acord cu ordinea de zi? De 10 voturi pentru, da? Domnul președinte? Domnilor consilieri, având în vedere că este prima ședință din anul 2024, dorim ca cu toții să fie un an mai bun decât 2023. Dumnezeu să ne ajute să fim sănătoși, să fie liniște, pentru ca să putem realiza la ceea ce ne-am propus. Începem cu primul punct al ordinii de zi, aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28.12.2023. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 2. Aprobarea procesului verbal de la ședința extraordinară de îndată a Consiliului Local din data de 28.12.2023. Sunt discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 3. Proiect de hotărâre privind organizarea rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025. 5. Dacă sunt discuții. Astea sunt problemele. S-a modificat de aceea directoare, deci de felul cum își organizează. Dacă nu sunt discuții, supunem la vot. Cine este pentru?
10 voturi, da? Da. La punctul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării unor servicii juridice de consultanță, asistență și reprezentare juridică a UAT Cleja, a Consiliului Local, precum și a instituției primarului Comunii Cleja. Nu a explicat doamna secretară că este nevoie de a face un contract cu un jurist care să ne reprezinte atât la proces, cât și multe probleme care are primăria. Da, la ora actuală avem în instanță în jur de 8 procese care trebuie tot timpul zi să fim reprezentat de avocat la toate instanțele și pentru treaba asta avem nevoie de... Avem nevoie de un jurist. Avocatul nu-și fac treaba. Am avut și anul. Păi avocat. Pentru anul ăsta, anul trecut, contractul s-a expirat și acum refacem. Iar ce asumă nu s-a modificat, numai că anual facem hotărâre. Aceea sumă care? 4.000 de lei fără TVA. Dar scrie în contract, da. În proiect. Dacă mai sunt probleme, dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Abține. Deci 9 voturi pentru. Da, și o abținere. Și o abținere, domnul Cadar, da? Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2023 de către primarul și viceprimarul Comunei Cleja în timpul anului 2024. Este normal să-și ia zilele restanțe. Dacă sunt ceva comentarii. Dacă nu, să supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi. Da. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe anul 2023. Considerăm că este o echipă destul de bună la Camera Agricolă, care își fac datoria și cred că n-a fost cineva refuzat dacă s-a dus pentru o adevență sau, eu știu, alte probleme care le aveți. Discuții dacă aveți. Dacă nu, sunt supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 7. Da. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de către beneficiarii venitului minim de incluziune, precum și de către persoanele sancționate pentru punerea în executare a sentințelor penale cu obligația de muncă nerenumerată în folosul comunității din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2024. În fiecare an a fost așa ceva. Da, bombă, modul de serviciile care au curățat, se discută mai departe. Dacă sunt comentarii. Dacă nu, se supunem la vot. Cine este pentru? 10 voturi, da? 10 voturi. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării... La punctul 9. Proiect de hotărâre privind finanțarea ansamblului folcloric Drabuleanca din Comuna Cleja, județul Bacău, pentru anul 2024. Este normal să avem echipa. În fiecare an aprobăm pregătirea copiilor, da. Atât la dansuri, cât și la... Campus și și după care toate evenimentele pe care le facem în fiecare an. Festivalurile care participă. Da. Avem un program în spate. Dacă sunt discuții, dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de salubrizare și a regulamentului de aplicare a taxei de salubrizare pentru anul 2024 în Comuna Cleja, județul Bacău. Dacă sunt discuții. Cred că au mai fost discuții. Vreau să specific că contravaloarea gunoiului a crescut de la 800 de lei la 1600 de lei, la 1600 de lei tona, luând la total, o tonă de gunoi ne costă în jur de 500-600 de lei, 600 de lei tona. Anul ăsta n-am mărit taxa de salubritate, mergem tot cu 8 lei, dar începând de la anul se va schimba, se va cumpăra un cântar electronic, și fiecare va plăti cât va produce. Am și eu un rugăminte din partea câtorva cetățeni. Mai sunt încă străduțe unde nu se intră cu mașina de gunoi. Aș vrea să aveți în vedere și lucrul ăsta pe viitor.
Sunt săluțe amenajate, dar nu se intră cu mașina de lume. Am vorbit cu ei. Da. Deci, ei schimbă șoferii ca nu mănânci. În fiecare săptămână. Sunt șoferii noi care... Nu știu exact. Poate mai fricoș, mai... Nu că nu, n-ar ști. Știu strada. Mai nu, sunt străzi pe care nu intră niciodată. Nu, nu îi vor. Sunt străzi pe care nu s-o intră niciodată și poate... Acum, dacă privim, mai avem, mai realizăm și drumurile sătești, le asfaltăm, poate că o să putem intra cu mașina și acolo. Și un alt aspect pe care chiar vreau să vi-l aduc în atenție, legat de gunoaiele care sunt pe albia pădurii. Domnul primar arată din ce în ce mai bine. Așa este. Părău este... știu că a fost la un moment dat un proiect cu camere, de a pune camere de luat vedere. Cred că și pe malul părâului ar trebui pus câteva camere de luat vedere, pentru că, într-adevăr, este un focar de infecție. Da. Nu mai zic de peturi, peturile sunt... Da, dacă am putea să punem camere, inclusiv în camera unde locuim. Pentru că civilizația noi lasă de dorit. Oamenii înțeleg, dar nu o să pună. Nu, vreau să vă spun în felul următor, că civilizația și în vest, civilizația a fost adică prin amenzi, prin alte lucruri trebuie... Inclusiv colectarea selectivă nu se realizează. Nu se realizează. Tot timpul primim telefoane, că nu mi-au luat omberon. Dacă noi am explicat de atâtea ori și mergem cu tot felul de priante și explicăm, uite, așa trebuie, așa se colectează. Da. Și la ora actuală scoate omberonul pubela galbenă în loc de pubela neagră și zice, mie nu mi-au luat, culoarea ăla eu luat. Zic, bă, dacă legea, dacă noi am stabilit că pubela neagră este pentru gunoiul menajer, scoate buvel. Nu că eu luat și lua ăla, nu eu luat ăla. Bă, frate, nu există, dar nu putem să, nu reușim să lămurim oamenii că pubela neagră este pentru menajer, iar pentru reciclabil mergem pe pubela galbenă. Da, nu pubela cea veche. Păi are să fie pubela nouă. Păi da, sunt... Da, eu cred că se face confuzie din cauza că sunt mulți care mai au încă pubelele galbene verzi. Și dacă vecinul vede că o scos vecinul pubela veche, galben, zice lui de ce nu i-o luat. Înțelegeți de asta? Eu sunt de acord, dar să înțelegem odată că trebuie stabilite. Trebuie stabilite. Nu. Toate au fost schimbate toate pubelele, numai că la ora actuală omul are două pubele galbene. Da. Și nu ține cont că pubela e galbenă, nu știu, ar trebui să mergem să le strângem și să le reciclăm, să trimitem undeva. Da. Pentru că omul nu înțelege și indiferent cât ai lămuri, nu știu. Eu cred că cel mai bine, permiteți, da. Foarte bine ar fi, nu o să le reciclăm pe alea, și alea sunt bune. Cel mai bine ar fi să facem câte, eu știu, ceva să scrie pe fiecare pubelă, menajer, sticlă, deșeuri, omul se duce acasă, știe să pună ei. De-asta cu deșeuri. Dar mai avem vreau să fie o să două puluri de acolo. Gabi, și pe fiecare plian care s-a distribuit, da? Scrie exact acolo, lângă calendarul anual, în partea stângă avem exact ce se pune în pubela galbenă și în pubela neagră. E simplu, doar și dacă venim în ajutorul cetățenilor prin simplu achete să scrie. Dar nu ar fi o problemă, dar nu văd eu. Adică, dacă ar fi șapte... Dacă i-am spus lor că pubela neagră este pentru gunoi, poate au uitat. Poate au uitat, nu? Vrei, dacă nu ia gunoi odată, de două ori, nu mai uită. Pe pliant scrie exact. Pubela neagră, pubela neagră, simplu. Mai am o completare, dacă se poate, aici la gunoi. Ce e de făcut cu gunoaiele care ajung pe câmp? Ce se poate face? O să puneți cantar, foarte bine. Cred că oamenii o să... Nu, e bine, dar trebuie paralel veni și cu ceva metode ca să ajutăm oamenii să nu mai arunce gunoaiele pe câmp. Ca să vă arăt cum arată, am o bucățică de pădure undeva și a apărut, uitați ce e acolo. Asta încercam să vă explic, dar și înainte. A apărut gunoiul. Arunca pur și simplu și a trecut pe unde? A trecut pe lângă o groapă care unde se mai aruncă gunoi. Nu a putut să pună acolo, a pus în pădurea mea, uita. Și am și, ca să vedeți, am găsit o poză acolo, nu știu cine este, dar o să mă interesează. În gunoi am găsit o poză care e. Da, așa e la noi. Dacă nu luăm măsuri ca primărie, cumva să ajutăm oamenii să nu mai arunce gunoaiele pe câmp sau, eu știu, pe marginea părului, cum zicea domnul Laslo, degeaba punem cântar. Domnule, da, păi asta vreau să spun eu. Voi, dacă deja avem tomberoane, omul trebuie să înțeleagă. Gunoiul respectiv care este pe câmp, ăla se aruncă în tomberon, nu pe câmp. Domnul Gal, ascultați-vă pe unul moșilor tot timpul. Regulile trebuie respectate, dar cum le respectăm?
Dacă nu le impunem... Nu o să le impunem amenzi și amenzi ale grave. Dacă vă prins ca rungul, nu se poate să vedea și Germania și... Regulile nu sunt că... Prin amenzi de fapt disciplina. Nu o să înțeleagă niciodată, dacă nu-l ajutăm. Ce problemă de amenzi? Le pun, dar nu le plătești. Eu aici, pentru că este pe terenul domnul Cala, trebuie să sancționăm pe domnul Cala. Da. Fiind care să-și păzească bucata de teren. Ok. Foarte bine a zis. Mai nou știți că... Da, nu știu, a fost un consiliu local sau hotărât sau nu, eu am pădurea doar pe act. Că, practic, lemne nu am voie să o iau de acolo. Stai să vezi că n-ai titlu, n-ai cadastru, n-ai nu știu ce. Păi eu am plătit paznic. Paznic înseamnă pădurar, da? Păi pădurarul este plătit ca el să aibă grijă de pădure. Eu vă zic ce a apărut acolo în ultimele săptămâni. A apărut un morman de gunoi în pădurea în care... Noi, pe care noi avem titlu și avem și un par de plătit. Dacă vreți, mă mut acolo și ce pădurea. Ați identificat poza aia? Am poza, am găsit un gunoi și o să vin la dumneavoastră să vedem cine este persoana și dacă găsim persoana, că pe Facebook am mai văzut niște gunoi aruncate, persoana care a aruncat gunoiul a fost identificată și primăria nu cred că să fie luat vreo măsură sau să se autosesizeze să rezolve problema. Au fost la deal niște saci de gunoi, cineva a pus pe Facebook, am văzut, a pus, a dat poză cu gunoi, a zis că a văzut persoana care arunca sacii. Și ți-o spus cine? Poftiți? Ți-o spus cine e persoana? Trebuia să mergem la poarta respectivă, la persoana care a văzut și să întrebăm. Asta trebuia de făcut și ăla care arunca gunoiul să fie sancționat. Astfel nu putem să-i oprim, credeți-mă, o să ne mănânce gunoaiele și șobolanii. Fiindcă noi nu dăm o amendă mică așa de câteva sute de lei. Ca omul să știe că doar să nu mai arunce gunoi. Putea să pună la ton de rom, putea să pună la groapa de gunoi, care nu-i groapa de gunoi. Dar n-avem. Nu avem. Pe lângă. Așa. Dar era mai ok decât a trecut pe acolo pe unde... Măcar la țarcurile alea. Măcar n-avem acolo să ducă. Măcar acolo să ducă. Deci nu e să anunțe. Adică nu poți să fie un stop la gropile de gunoi sau să-i urmărești. Cine aruncă, cum aruncă. Și de ce? De-aia suntem toți aici. Dacă dumneavoastră știți cine e persoana, trebuia să veniți, domnule, uite, că asta s-a întâmplat. Haideți să luăm măsuri. Eu vă zic ce am văzut pe Facebook și respectiva persoană a zis, du-te și ia-ți gunoiul, că altfel o să dau și numele pe Facebook. A zis, nu mai da. Asta e problema. Nu mai da. O să vin, domnul vicepriu, da. Și mergem împreună. Eu ar mă interesează de cine... Poți la persoane de astea. Foarte bine. Și ce a fost? Și ce a fost? Le-am dat avertisment. Și ce a făcut cu avertisment? Știu, exact ce va face și cu amenda, că nu o plătești. Da, mai e varianta. Așa, primăria, primăria are și varianta de a recupera banii de la datorii. La capătul satului, în capetele satelor, dacă pui niște camere, se vede cu căluța, se duc. Avem periscuță cu investiții pentru anul ăsta să facă. Da, trebuie să neapărat. Nu se poate, adică... Bun, mergem mai departe, da? La punctul 11, proiect de hotărâre privind aprobarea... Stai, Sorina. Nu s-a aprobat. Cum? Nu s-a aprobat. Nu, da. Trebuie supus la vot, dar a ieșit domnul la un... Hai să vină. Da. Că vă zic că dacă se vrea, se poate. Dacă încercăm să rezolvăm cum a făcut... Să știți că se vor rezolva o parte din probleme cu camere. Dacă știți persoana respectivă, să nu ne ferim, pentru că i-am mai întrebat persoane, domnule, l-ai văzut? Nu mă feresc, că eu am deschis subiectul. Da. Nu mă feresc, fiindcă... Mi-au zis persoane, domnule, l-am văzut. Dar da, dar spune-mi cine da, este. Nu spun, că da. A fost că am văzut o fotografie aruncată în morfarul de gunoi. Spune-mi, domnule, cine e persoana și eu personal mă duc și-l amendez, că n-am niciun fel de problemă să-l amendez. Da? Dar spune-mi cine este, ca să știu. Nu, domn, dar nu spun că... Da, dacă se ia. Hai să vă spun ceva cu gunoile astea. Și că într-o comună, viceprimarul nu făcea altceva decât acolo unde vedea grămada, se ducea și căuta. Și din cauza asta, oamenii nu mai spunea domnul viceprimar, domnul Șanț. Am găsit și noi cu domnul viceprimar, tot la fel. Așa, odată mai trebuia să iau și lopată, nu mai stau cu da, supunem la vot. Am referit la administratorul satului comunei, nu la a. Punem la vot punctul 10. Cine este pentru? Știu. Discutat, am discutat. De 10 voturi, da? Da. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierei masei impozabile pentru anul fiscal 2024. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. 10 voturi, da? Da. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea de contări... Asta nu mai sărim.
Punctul 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, modernizarea, eficientizarea și extinderea sistemului de iluminat în Comuna Clejă, județul Bacău. Domnul primar ne-a explicat. Da, e un lucru foarte bun. Deci o să o avem pe fiecare scând. Da, și mai trebuie să mai avem până legăm Steja de Somușca pe stadă eternității 4 și acolo exterior. Da, domn primar, mai sunt anumite străduțe unde stâlpii sunt în curțile oamenilor, cumva la, nu știu, să zic, față de drum, 10 metri, poate chiar mai bine. Nu au efect acele lămpi. Adică păi au un efect. Dar nu acolo. Acolo, nu știu, am putea să aducem ori stâlpii, ori să punem alt... O să, de la caz la caz o să identificăm. Da. Eu am, de exemplu, pe strada Bersane am avut situația asta și am pus stâlpii, am pus pe lângă strada principală acolo. Stâlpi doar strict pentru iluminat. Da. Aveți în vedere și lucrul ăsta pe... Da, nu, nu o să fie. Mai sunt discuții. Deci sunt stâlpii intermediari care sunt în proprietățile oamenilor, nu se pun lămpi. Adică iluminează curtea, dar nu are efectul, adică de a lumina drumul și asta. Nu, la acțiunea pe lângă stres. Ok. Atât. Dacă mai are cineva o discuție, dacă nu se supunem la vot. Cine este pentru? 10 vot. Punctul 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea de documentații tehnico-economice, faza documentației de avizare a lucrărilor de investiții. Intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitarea, modernizarea și dotarea școala gimnazială Somușca, satul Somușca, Comuna Clejă, județul Bacău, dotarea OAT Comuna Clejă, județul Bacău, cu două stații de reîncărcare pentru vehicule electrice. Dacă se discuți. Mi s-a predat daliu, acum urmează să scoatem la licitație partea de PTH, de proiectul tehnic de execuție, după care, după proiectul tehnic, urmează licitația pentru lucrări. Dacă sunt probleme, dacă nu, se supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. 10, da? Da, punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza PTH și a indicatorilor tehnico-economice și a devizului general pentru obiectivul de investiții, modernizarea drumuri sătești în Comuna Clejă, județul Bacău. Aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și asumere reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului de investiții. Deci, ni s-o predau și PTH-ul, acum ca să scoatem lucrarea la licitație. Se mai aude cu Angel Salini. Cu drumurile celelalte. Drumurile celelalte deja avem un câștigător, am parcurs toate etapele care sunt necesare pentru desemnarea câștigătorului, avem partea tehnică de să vedem ce clarificări mai trebuie să prezinte societatea respectivă și cum ne permite vremea, începem treaba. Deci turnăm asfalt peste tot, conform proiectelor. Sigur că da. Și canalizarea o punem peste asfalt. Nu, canalizarea nu avem pe străzile astea. Nu, dar o să avem, avem și la canalizare, au venit doi ofertanți. Să vedem dacă se ajudecă și vine cineva, deci evaluarea începe, lucrarea fiind foarte mare, durează un pic evaluarea, două, trei luni de zile durează. Dar asta e situația. Vreți să nu mai punem sau cum? Nu, păi vreau să punem, că vreau să am și canalizare și asfalt. Păi atunci să avem. Dunăm asfaltul în așa fel să fie loc. O să vedem, o să facem în așa fel ca să putem, deci drumurile, în prima fază nu avem canalizare pe toate drumurile. Avem în cadrul proiectului, noi avem 6 milioane de euro, Clejă, pentru această canalizare care nu cuprinde, avem vreo 27 de kilometri, 30 de kilometri. Noi, ca să ne... tot necesarul de canalizare ca să-l avem, ar trebui în jur de 40-50 de kilometri. Deocamdată nu avem, avem străzile principale și străzile astea mai, cum se spune, unde sunt locuințe mai multe. Și să înțeleg că după ce se realizează canalizarea pe acești 27 de kilometri,
putem veni cu proiecte adiacente care să legăm și celelalte drumuri. Sigur că extinderea de canalizare, opția de fonduri. Dar vreau să mai întreb ceva. Ca să nu ajungem în situația alimentarea cu apă, care a fost proiectată sau așa s-a făcut la momentul respectiv, nu suportă extinderile actuale. Să nu se întâmple același lucru cu canalizarea, domnule. Eu, nu. Canalizarea, noi avem acum 27 de kilometri, că au fost mis acum 10 ani, când până la drumul a proiectat. Dar sunt mai multe fonduri, după aceea urmează alte fonduri și alte. Facem exact cum facem extindere. Legat de apă, că tot am auzit și dacă nu știi adevărul, tot speculez tot felul de... În momentul când faci o investiție, ea trebuie să fie fezabilă. Adică fezabilă în sensul că apa aia trebuie să fie, de exemplu, instalația aia trebuie să-și recupereze banii, să fie cerere. Oamenii nici nu doreau ca să se lege la apă. Și atunci proiectantul spune câți consumatori am din 1000, 2000, am 100. Și atunci nu poate... Să nu ne trezim peste 5 ani că suntem în aceeași situație. Asta, la asta mă refer. Astfel, canalizarea este un pic mai general. Am înțeles. Okay. Nu e o problemă de evidență. Dar o să încercăm. Să vedem canalizarea în prima fază, ăștia 27 de kilometri, după care să vedem după ce... Tot cum extinde, tot extinde. Dar să avem o bază de plecare. Dacă mai sunt discuții. Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Ideea era că dacă îmi permiteți, se toarnă asfaltul acum și pățim cum am pățit pe strada Peței care a frunat domnul Joacă asfaltul acolo și am vrut să fim atenți când trecem, cum ați făcut traversările pentru scurgerea apei. Sunt niște gropi de 20 de centimetri, ne rupem. Nu chiar de 20, sunt un pic de gropi, dar 17. Nu. Acolo am făcut, pentru că în momentul când venea apa, știți că ne inunda. Da. Și am făcut ca trecerile, când vine apa, să se ducă în multe direcții. Adică am făcut rigole, asta au fost. Nu s-o proiectatul, n-o prevăzut. Nu trebuia un pic de tot. Se poate de acum. Da, mulțumesc. O să vină, da. Dar e bine că nu mai pui cocoașe de genul. Păi am făcut, i-am pe domnul Ca să fac câteva traversări prin sat și da. Are doamna problema. Cocoașe scumpe care oricum se rup și dispar de acolo. Nu, așa, dar nu mai dispar. Nu sunt dispărute. Când se dezăpezește, vine ăla și ia gaz. Ce se face? Asta se schimbă. Adică se adâncează și de genul. Se pot monta. Dar omul care eu merg cu lama nu știa că e cocoașe acolo. Dar domnul județean. Vine să le sare. Chiar este un județean. Poți să te pui un depo de frumos. Da. Am ați discuții. Nu pui acolo nimic. Dacă nu mai sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Vă mulțumesc. Diverse. La diverse. Am o întrebare, domnul primar. Nu știu, referitor la intersecțiile astea care nesemnalizate din comună. Au venit câteva persoane din afară comunei care nu știu că drum județean la Somușca, de exemplu. Ar trebui să, nu știu, să facem câteva demersuri către autoritatea astea drumului, către poliție, către... La ora actuală am privit de la Valea Mică. Exact și în cazul de la Valea Mică. Adică, intersecția din Valea Mică, am fost la Iași, am vorbit cu directorul de la Iași. Fac un proiect. Deja am luat legătura cu un proiectant. Ne apucăm să facem un proiect pentru Valea Mică ca să ieșim în stradă să putem face stânga. Sper ca să am reușit cu chestia asta. Aici cu Cleja și la Cleja ne putem apuca, deși e drumul județean și măcar să fie semnalizat, măcar să fie semnalizat. Nu contează acum să pui semnalizări fără un proiect. Am înțeles. Adică tu nu poți să pui stop sau decizia de trecere, trebuie baza unui proiect aprobat. Pentru că nu e treaba noastră, e de drumul județean. O să încercăm să... Dar nu referați sau să cereți către drumul județean. Numai că vă spun, ne încurcă pe noi. Eu am fost la drumul județene și a spus așa, un drum comunal nu poate fi subordonat unui drum județean. Eu dacă pun acolo, acum te duci de aici și mergi totuși un pic atenție pe dreapta și mergi înainte. În momentul când vei face un proiect,
tu vei avea stop aici la Carol, când mergi aici pe drumul principal. Vei avea stop, vei avea stop și pe partea cealaltă. Și drumul prioritar va fi făcut spre dreapta. Nu știu dacă ne convine atât de... Înțeleg? Nu știu dacă ne convine chiar să punem acolo un stop. Pentru că ăla e prioritatea din Somușca. Tu tot n-ai să respecti drumul. La ora actuală ai drum cu prioritate, dai prioritate de dreapta. Pentru că în momentul când ai indicatoare folosești prioritatea de dreapta. Și încetinești și mergi înainte. Nu se ia nici polițistul de tine, nu se ia nimeni. În momentul când tu dai cu stopul acolo și tu trebuie să mori cu mașina acolo. Cum știi? Facem. Dar și la ora actuală se circulă, trebuie să circul cu atenție. Este o regulă. Este obligatoriu că dacă e drumul județean tot să aibă prioritate? Zic că nu. Regulile se fac în funcție de intensitatea circulației, se fac în funcție de niște... Nu numai decât dacă e drumul județean tot să aibă prioritate, nu cred. Eu am fost, la drumul județean și mi-a spus așa, drumul județean are superior. Da. Asta nu o spus. Da. Încă o dată, putem discuta, putem să punem stopuri câte vreți. Da, e mai bine să fim atenți. La Ciușmea, acolo, la intrare, nu se poate pune oglinzi ceva acolo, e foarte, foarte greu ca da. Să mergi. Ba da, am făcut referat că trebuie să-mi ajung oglinzele, am mai multe intersecții. Și acolo, acolo ar trebui pune, putem să punem, sigur, asta se pot face. Și drumul îngust, am și mai da, loc. Am făcut referat să-mi păcăți. Mai bine și autobuzul, e clar. Nu, la intrare, la Ciușmea, acolo, este. Lenga de la Carol, este foarte bună. Da, să fii cu atenție, că nu-i de să mușcă. Dacă suntem atenți, sunt da. Acolo vine autobuzul. Să zic, eu am văzut un lucru de ce să mușcă. Nu, nu, nu. De la Cineva mai aveți la... Mai aveți ceva probleme la diverse? Dacă de pe dat ce a zis, poate auzim și noi, că tot am vrea să vorbim. Nu, că vrea să pleci, se grăbește Andrei și alții. Da, să închide. Dacă nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă și vă așteptăm în luna februarie.